La ambasada sovietică, cu ocazia celei de-a 28 aniversări a Revoluției Socialiste din octombrie, a avut loc o mare recepție dată de domnii Sergei Ivanovici Caftarațe, ambasadorul Uniunii Sovietice în România, și general Susaicov, locțiitorul președintelui Comisiunii Aliate de Control. Au luat parte reprezentanții maestății sale regelui Mihai I, membrii guvernului în frunte cu domnul prim-ministru dr. Petre Groza, membrii Comisiunii Aliate de Control, membrii misiunilor engleză și americană, membrii corpului diplomatic și reprezentanții vieții politice și culturale a țării. Cea de-a 28-a aniversare a Marei Revoluții Socialiste din octombrie. Cu acest prilej, în câteva din marile piețe ale capitalei, au avut loc adunări în cadrul cărora membrii guvernului și reprezentanții poporului au luat cuvântul, arătând însemnătatea Revoluției, care a deschis orizonturi noi în viața omenirii. În cadrul Marei Adunări din Piața Națiunii, au luat cuvântul domnii Teohari Georgescu, ministrul afacerilor interne. Gheorghe Apostol, președintele Confederației Generale a Muncii. La întrunirea din Piața Victoriei a vorbit doamna Paucăr, membră în Comitetul Central al Partidului Comunist din România. Viziunea genială a lui Lenin s-a înfăptuit. Frontul imperialismului a fost rupt. În februarie 1917 s-a destrămat și s-a năruit Imperiul Romanovilor. Rusia s-a zguduit din temelii. Totul s-a urnit din loc. Totul clocotea ca într-un gigantic cazan.